Perchezițiile au fost efectuate într-un dosar penal ce vizează suspiciuni privind săvârșirea unor fapte de corupție, infracțiuni de serviciu, dar și infracțiuni prevăzute de codul silvic. Perchezițiile au avut loc la locuințele a 15 persoane fizice, între care și 3 polițiști, la posturile de poliție din comunele Diculești și Valea Mare și la ocolul silvic Bălcești. Simultan cu descinderile au avut loc audieri de persoane la sediul parchetului de pe lângă Tribunalul Vâlcea și au fost ridicate înscrisuri de la cele 3 instituții publice vâlcene. 5 persoane au fost conduse la sediul parchetului în baza mandatelor de aducere. La acțiune au participat și lucrătorii Inspectoratului de Jandarmi Vâlcea, Direcției de Operațiuni Speciale și Gărzii Forestiere Vâlcea.